fain, ești ca într-o poveste. Deja suntem la al treilea film. Hai că reușim să ajungem și la ocean, se pare, seara asta. Și cred că o să prindem și apusul, ceea ce o să fie foarte fain. Porto, din păcate, mâine dimineață plecăm, dar astăzi mai avem niște puncte de vizitat. Și primul pe listă ar fi Palacio da Bolsa, sau Bolsa, pe scurt, Palatul Bursei, așa s-ar traduce. Suntem chiar aici, în fața lui, am ajuns la palat și să vedem dacă ne primește, că pe net am văzut ceva că ar fi o pauză între 1 și 2 și e 1 și 20. Deci, teoretic, am nimerit la pauză. Practic, vom vedea, poate nu era chiar corect ce scria pe net. Am înțeles că e foarte frumos pe interior. Am luat bilet pentru ora 2, pentru că era și la 1:30 un tur în engleză, dar era fully booked, era ocupat și n-am mai putut să luăm bilete. Și am luat pentru următorul tur, la ora 2, în spaniolă. Mi se pare absolut normal, de ce nu? Următorul tur în engleză era pe la 2:30 și deja ar fi trebuit să pierdem o oră stând nu știu unde și fiind ultima zi vrem să profităm de timp cât putem, așa că avem turul în spaniolă, probabil nu o să înțelegem nimic, dar măcar o să vedem clădirea și, nu știu, poate mă ajută telenovelele pe care le-am văzut când eram mică. Da, oricum avem jumătate de oră în care mai trebuie să mai pierdem timpul. Cred că am văzut ceva cu pașezena ta. Da, ok. Se pare că nu pierdem timpul. Mâncăm o pașezena ta. Ne auzim mai încolo. Acum suntem la coadă la altă atracție turistică și vreau să vă spun că Palatul Bursei este absolut superb. Este foarte, foarte frumos pe interior. Este atracția mea preferată din tot ce am văzut până acum în Porto și dacă ajungeți prin zonă să nu-l ratați. Ar fi bine totuși să prindeți acel tur în engleză, dar chiar și așa, chiar și cu turul în spaniolă, să știți că am înțeles în mare ce a spus ghidul. Trăiască telenovelele și Casa de Papel, că am înțeles spaniola vorbită de ghid, până și Tibi a înțeles ce a spus doamna și el nu s-a uitat la telenovele când era mic. Dar ne-a plăcut foarte mult. Este în special o sală arabică, un salon arabic care arată, doamne, foarte, foarte frumos. Este minunat acel salon, numai pentru el și tot merită. Turul a fost 10 euro de persoană. Și acum stăm la coadă ca să intrăm la librăria Lelo, care
este una dintre cele mai frumoase librării din lume, dacă nu chiar cea mai frumoasă, după cum spun ei. Dacă sunteți fan Harry Potter, atunci cu siguranță trebuie să veniți aici. Noi nu suntem fan Harry Potter, eu n-am citit cărțile, am văzut unul sau două filme, dar nu m-a atras povestea. Însă eu am venit pentru designul în sine, pentru că am văzut poze și am văzut că e foarte frumos în interior. Dar cred că arată cumva o bibliotecă din Harry Potter sau ceva de genul ăsta, v-am zis să mă pricep, dar sunt foarte mulți fani Harry Potter care așteaptă să intre aici. Printre ei suntem și noi. Dar v-am zis, eu vreau să o văd pentru designul pe care îl are, nu neapărat că avea vreo legătură cu Harry Potter. Intrarea este 5 euro aici la librărie. Coada este destul de mare, să știți. Am fost prima oară sâmbătă aici și era la fel de mare coada. Și azi că lăsăm pe luni, că poate sunt mai puțini oameni. Țeapă, nu sunt mai puțini oameni. Cred că mereu este o coadă constantă aici la librărie. După cum spuneam, biletul costă 5 euro, dar dacă cumperi o carte sau un alt produs de papetărie, ți se scad acei 5 euro din prețul produsului, deci ești ok. Să văd, aș vrea să-mi iau ceva amintire de aici, a să văd ce găsesc. Asta este Golden Hour, e 8 și un sfert. Suntem din nou pe malul celălalt al apei, deci cumva vis-a-vis de Porto. Aici pe malul celălalt este Gaia, așa se numește această zonă. Și noi acum vedem Porto de pe partea aceasta și suntem pe un deal de unde se vede foarte, foarte frumos apusul. Așteptăm să apună soarele. Și pe acest deal se adună foarte mulți oameni, cred că auziți gălăgia din jurul meu. Și vin aici la relaxare, sunt cu sticle de vin, cu suc, cu gronțăiel, cu tot ce se poate, unii stau și citesc. Și se adună ca să vadă apusul. Sunt și artiști stradali care cântă și întrețin atmosfera, ca să spun așa. Și fiind ultima seară aici în Porto, am zis că nu trebuie să ratăm această experiență. Și mai avem, cred că vreo 20 de minute, cam așa, până apune soarele. Și deja se vede foarte, foarte frumos. Privirea din fața mea este absolut minunată.
Și până să ajungem aici, știți că am fost în acea librărie, care nu știu dacă este cea mai frumoasă din lume, că nu le-am vizitat pe toate, dar cu siguranță este cea mai frumoasă pe care eu am văzut-o vreodată. Este absolut superbă. Am reușit eu cu Vai să fac și 2-3 poze, pentru că vă dați seama, e foarte, foarte aglomerat. Toată lumea vrea poze acolo, pe acele scări emblematice. Și se stă efectiv la coadă. După ce stai la coadă ca să intri în librărie, mai stai puțin la coadă ca să îți vină rândul la poze. Și să știți că acea coadă la librărie, pentru intrarea în librărie, s-a mișcat destul de repede, adică a mers lejer. Nu a durat mult. Am luat și o carte și, după cum v-am spus, mi s-au scăzut din prețul cărții acei 5 euro cât a costat biletul de intrare. Dar librăria este o frumusețe, este foarte, foarte frumoasă, superbă și a meritat statul la coadă. Apoi am mers, am mâncat o pizza, pentru că Tibi, în mod special, avea poftă de pizza. Și după aceea am fost în cartierul Bolao, așa se numește, unde este și o piață. Mă rog, era, acum este renovare, cred că am mutat-o în altă parte sau ceva de genul, dar oricum toată zona aceea este o zonă comercială cu foarte, foarte multe magazine și cafenele, terase și așa mai departe. Și am fost acolo puțin la niște shopping din nou, n-am luat foarte multe chestii. După tura de shopping am trecut pe la cazare, unde am lăsat pungele ca să nu ne cărăm cu ele după noi. Și apoi am venit aici de unde vă și vorbesc. We only need the two of us together. We only need the two of us together. We only need the two of us together. 'Cause we got love. Plecăm din Porto, suntem în aeroport și avem zbor Porto-Madrid și apoi Madrid-Iași. Însă, între cele două zboruri, avem cam 4 ore libere, ceva de genul ăsta, și sperăm să putem ieși din aeroport, din Madrid, și să mergem măcar până în centru, să văd și eu 2-3 clădiri și să stăm la o terasă, mâncăm niște pimentos de padron, așa e? Da. Și bem o cafea, un suc. Se lucrează în spatele meu. Bem o cafea, un suc și mai pierdem vreme pe acolo până trebuie să ne întoarcem la aeroport și să luăm zborul final spre Iași. Așa că nu se încheie vlogul aici. O să mai fim și prin Madrid două, trei chestii. Am ajuns și în Madrid în sfârșit. După ce a avut întârziere avionul, am ajuns cam cu vreo oră mai târziu decât trebuia. După care am mai stat vreo jumătate de oră, cred,
să căutăm un loc unde să lăsăm bagajul mare, trollerul, că nu avea rost să ne plimbăm cu el după noi pe străzi. Am lăsat doar rucsacurile cu noi. Până la urmă am găsit și locul ăla să lăsăm bagajul, dar greu, foarte greu. După care am luat autobuzul greșit și ne-am dat jos la prima stație, noroc că ne-am dat seama că e greșit. Și de acolo am luat un Uber până la urmă spre centru, că nu mai puteam sta, pierdeam foarte mult timp. Mai dura vreo oră până să ajungem în centru cu autobuzul. Așa că am luat Uber-ul și aia a fost. Am stat la o terasă, am mâncat foarte, foarte bine. Bine, terasa foarte fancy și foarte scumpă față de ce a fost în Porto. Unde, apropo, în Porto, să știți că prețurile sunt foarte, foarte ok. Este, dacă nu, cel mai ieftin oraș în care am fost, printre cele mai ieftine. În schimb, la terasa asta din Madrid, nu a mai fost atât de ieftin, dar am mâncat foarte bine. În schimb, servirea foarte bună, deci pe partea asta a fost ok. Și e foarte cald în Madrid, foarte, foarte cald față de Porto. În Porto era soare, dar era un vânt destul de rece. Erau curenții care nu erau foarte prietenoși. Însă aici este extrem de cald și noi suntem din nou cu rucsacurile în spate. Ne-am încins destul de tare, dar mai avem cam o oră jumătate, deci foarte puțin, dar o să o pierdem așa pe străduțe, pur și simplu. Ne uităm pe la clădiri și cam aia e, după care o să luăm tot un Uber, cred, spre aeroport, ca să nu mai pierdem timpul și acasică, gata, ne întoarcem la jazz, e foarte dor de jazz, trebuie aștept să văd. Da, ok, hai că vă mai arăt ce văd și eu. Ce apuc să văd din Madrid. Am ajuns într-o zonă superbă, este o piață imensă aici și în dreapta mea este o catedrală foarte, foarte mare care se numește Santa... Imediat, stai așa. Are un nume mai lung. Santa Maria la Real de la Almudena. Santa Maria la Real de la Almudena. Ați înțeles? Și vis-a-vis de ea, o altă minunăție. Palacio Real de Madrid. Care? Palatul regal, practic. Palatul de Madrid. Un palățel. Am înțeles că sunt 2000 de camere înăuntru, adică modest, foarte modest, puțin. Da. Și fie bună camere. Da, 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 cred că se poate închiria, adică nu e problemă, un fel de hotel. Da, superb, superb.
Și cu vizita aceasta fulger în Madrid s-a terminat și excursia noastră, dar ne-am promis că trebuie să ne întoarcem în Madrid pentru că este extraordinar de frumos. Am văzut niște clădiri și niște monumente și niște atracții turistice foarte, foarte frumoase și am zis că trebuie să venim să vedem orașul pendelete, că vă dați seama că într-o oră jumătate nu ai ce vedea într-un oraș atât, atât de mare. Așa că Madrid e trecut acolo pe listă. Aici se încheie și vlogul meu de călătorie. Am ajuns în aeroport și trebuie să facem check-in-ul. Văd că se adună deja, oamenii se formează coada la biroul de check-in și după aia tot tacâmul prin aeroport. Și avem un zbor de 4 ore până în Iași. Eu deja sunt mega obosită pentru că v-am spus că era foarte cald în Madrid și cu rucsacul în spate m-a cam rupt și de asta mă vedeți așa mai leșinată puțin. Și încă vreo 2 ore de stat pe aeroport, 4 ore de zbor, dar ajungem acasă în final și mâine îl recuperăm pe Jazz. Trebuie aștept să-l pupăcesc tot și să-l smotocesc. Oh, trebuie aștept să-l țin în brațe. Da, bun. Sper că v-a plăcut acest vlog de călătorie. Nu știu încă cum am să-l postez. Dacă o să fie un singur vlog sau două vloguri separate, nu știu, dar până la punctul acesta din vlog, sigur, ați aflat treaba asta, dacă am împărțit vlogul în două sau nu. Ca de obicei, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această călătorie virtuală și ne vedem la următoarele vloguri. Vă pupat! Pa!